Sper să nu vă supărați pentru acest episod 2 de ieșirea mea aici, dar așa au preconizat autorii acestui scenariu. Mulțumesc foarte mult, domnului prim-ministru, pentru acele idei cu care ne-a familiarizat și aici anterior acestui proces profund de familiarizare a tinerilor noștri cu noile tehnologii. Și vreau să vă spun că în dimineața zilei de astăzi am participat la un eveniment conex într-un fel celui care îl sărbătorim astăzi, și anume deschiderea clasei viitorului. Vorbesc despre o nouă ediție a Festivalului Creativității Studențești de la Universitatea Tehnică din Moldova, intitulat Creativitatea deschide Universul. Și m-am convins acolo, în dimineața zilei de astăzi, că eforturile noastre comune cu partenerii noștri de la USAID, de la Guvernul Suediei, de la Fundația Orange, de la UKAID, sunt de o manieră în care dau rezultate palpabile. Copiii de la clasele primare și până la președintele Academiei de Științe a Republicii Moldova au venit să participe la acest festival și să cunoască lucrările creative ale studenților Universității Tehnice din Moldova, manifestate prin proiectele lor. Ori aceste proiecte au putut fi realizate grație acestor proiecte, Fab Lab, Zip House, Tech Wheel, și mă bucur foarte mult că și această clasă a viitorului va însemna, de fapt, continuarea acestui proces în sistemul de educație preuniversitar și nu numai pentru elevi, dar și pentru pedagogi, pentru că gazdele acestui proiect sunt nu altcineva decât Universitatea de Stat Pedagogică Ion Creangă și Universitatea de Stat Pedagogică din Tiraspol, care prin definiție se preocupă de pregătirea cadrelor didactice. Prin urmare, clasa viitorului va însemna și aici și în acele 11 localități care au fost dotate cu aceste clase, pregătirea tinerilor, dar și cadrelor didactice, în vederea recalificării și adaptării lor la noile tendințe în promovarea tehnologiilor informaționale. Deci, necesitatea și inspirația de creare a proiectului Clasa Viitorului vine în vederea creării premiselor pentru implementarea eficientă a tehnologiilor informației și comunicației în educație, care sunt obiectiv major stipulat în strategia Educației 2020. De asemenea, acestea au fost trasate plenar de către Guvernul Republicii Moldova și declarate de către primul ministru în cadrul Moldova ICT Summit 2018, iar Ministerul Educației, Culturii și Cercetării își propune transformarea sistemului de învățământ de la noi din țară în unul modern, interactiv și prietenos copiilor, utilizând tehnologiile informației și comunicațiilor, prin adoptarea și implementarea planului de acțiuni de transformare a educației în baza celor mai bune practici internaționale, precum și asigurarea infrastructurii necesare pentru integrarea eficientă a TIC în educație. Într-o implementare a obiectivelor de mai sus, se propune dezvoltarea Centrului Național de Inovații Digitale în Educație Clasa Viitorului. Speranțele legate de obiectivul pe termen lung al centrului, și anume de transformarea educației cu accentul pe abilități practice și digitale absolut indispensabilor carierelor de astăzi și de mâine, sunt anume realizarea pregătirii tinerilor și cadrelor didactice în clasa viitorului. Proiectul Clasa Viitorului se bazează pe reușitele proiectului național de robotică educațională, precum și promovarea disciplinelor din domeniul STEAM, științe, tehnologii, inginerie, artă și matematică. Și cu această ocazie vreau să amintesc dumneavoastră tuturor de această inițiativă a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării de a introduce din anul de studii 2018-2019 a modulelor educație digitală și robotică din clasa 1 a claselor primare și de dotarea tuturor învățătorilor de clasa 1 cu
deci tablete interactive pentru predarea acestor module. Mi se pare foarte importantă această reconceptualizare în sistemul nostru de educație și de trecere de la predarea educației tehnologice în clasa a șaptea către clasa a întâi. Noi cunoaștem cu toții, dragi colegi, că copiii noștri deja preșcolari știu foarte bine să mânuiască gadgeturile, dar este foarte important ca ei să extragă din noile tehnologii lucruri bune pentru ei și practici pozitive și să fie protejați, de ce nu, inclusiv și de influențe nefaste pe care tehnologiile informaționale ar putea să le aibă față de copiii noștri care n-ar fi pregătiți. Vreau să vă spun că în perioada 2014-2018, peste 13.000 de tineri din 130 de școli din Republica Moldova au beneficiat de această educație STEM și asta înseamnă circa 10% din instituțiile de educație din Republica Moldova. O cifră impunătoare dacă vorbim despre faptul că, de fapt, impulsionarea acestei practici de deci introducerea tehnologiilor informației și comunicații în mod plenar în sistemul nostru de învățământ au început recent. De asemenea, trebuie să amintesc că direcția strategică numărul 6 din Strategia Națională Educație 2020 se referă la integrarea eficientă a TIC în educație. Și vreau să vă spun că, reieșind din această prevedere a strategiei, ne propunem obiectivele următoare în vederea funcționării clasei viitorului. Sporirea accesului la educație de calitate, dezvoltarea competențelor digitale prin elaborarea și aplicarea conținuturilor educaționale digitale în procesul educațional, creșterea eficacității și eficientizării managementului școlar, atât la nivel de sistem, cât și la nivel de școală și clasă, prin intermediul tehnologiilor informaționale. Așa cum am spus, clasa viitorului este o continuare și este o legătură indispensabilă cu proiectele noastre de succes realizate la Universitatea Tehnică și pe care le-am expus mai sus. Iar gazdele acestui proiect sunt Universitățile Pedagogice Creangă și Universitatea Pedagogică Șevcenco, tocmai, îmi cer scuze, din Tiraspol, asta sunt niște analogii cu de altă dată, deci Universitățile Pedagogice care înseamnă pregătirea peste 1000 de cadre didactice pe parcursul unui an, lucru care este absolut important pentru că nu putem veni către elevi astăzi cu materie nici măcar din ziua trecută. Materia trebuie adaptată la noile realizări ale tehnologiilor informaționale și comunicații, fapt pentru care această clasă a viitorului va însemna o clasă și pentru pedagogii noștri. Cu această ocazie vreau să vin încă o dată cu mulțumiri pentru partenerii noștri din proiectul de competitivitate din Republica Moldova finanțat de USAID, Guvernul Suediei și UKID și Fundația Orange Moldova, care au dotat acest proiect cu peste 7 milioane de lei, însemnând tot ce înseamnă dotarea lor cu dispozitive necesare pentru studiul noilor tehnologii. Mă bucur să vă spun că și bugetul de stat al Republicii Moldova a contribuit cu peste 5 milioane de lei și parteneriatul nostru din această cauză a avut de câștigat, pentru că participativitatea statului la acest proiect s-a manifestat plenar în investițiile capitale în cele 11 instituții de educație, la fel ca și în reparația acestui sediu în care astăzi ne aflăm și lansăm clasa viitorului în Republica Moldova. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va depune toate eforturile pentru a consolida proiectul clasei viitorului și a le extinde la nivel național. În acest centru ne propunem să dezvoltăm competențele cheie prin învățarea bazată pe proiecte. Educația digitală în învățământul primar, așa cum am spus că realizăm modulele de robotică și educație digitală. Educația prin realitate virtuală și curs de imprimare 3D. Laboratoare virtuale în educație și metodologia în instrumente TIC pentru profesorii în domeniul CLIL.
Centrul va găzdui inovația și va deveni platforma centrală pentru profesori și acest lucru ni se pare foarte și foarte important. În general, suntem foarte mândri de acest proiect, suntem mândri de parteneriatul nostru cu partenerii noștri de dezvoltare și suntem mândri că avem acești pași serioși în implementarea unei idei care a fost lansată recent și de Comisarul European pentru Educație și Cultură, Tibor Navracici, care unul din recentele sale interviuri a arătat că cele mai importante competențe pe care trebuie să le capete tinerii în școli sunt competența digitală, competența antreprenorială și competența socială. Iată că din toate aceste trei competențe, vedeți că competența digitală ocupă un indiscutabil loc întâi. De aceea eu vreau să felicit toată lumea prezentă astăzi aici și toți beneficiarii acestui proiect de un pas înainte serios pe care îl face învățământul din Republica Moldova în introducerea plenară a TIC în acest sistem primordial pentru funcționarea oricărei națiuni. Vă mulțumesc pentru atenție!